Din păcate, de data aceasta, nu trebuie să alegem între două persoane, Klaus Iohannis și Victor Ponta, ci trebuie să alegem între două abordări. Eu vă propun schimbarea felului în care se face politică în România. Domnul Ponta vă propune continuarea felului în care se face politică în România. Eu vă propun o Românie a respectului, o Românie a prosperității, a locurilor de muncă. Domnul Ponta vă propune creșteri de impozite și taxe pentru 2015 pentru a putea continua așa cum a condus până acum. Eu rămân cu oferta mea de a schimba felul în care se face politică în România, de a avea respect față de lege, față de cetățeni. Sunt convins și voi apăra dreptul oricărui român la vot, indiferent dacă votează în București sau în Dorohoi sau în Londra. Se pare că guvernul domnului Ponta nu a reușit să organizeze acest lucru. Dacă cineva nu și-a făcut bine treaba când a fost prim-ministru, cum putem să ne gândim că va fi un foarte bun președinte al României? Dragii mei, judecați bine dacă vreți un președinte care este al vostru. Eu voi fi președintele vostru. Nu am în spate niciun fel de instituții, nici un fel de oameni care mă manevrează. Sau dacă doriți să aveți un președinte care este exponentul baronilor din PSD, care va continua politica PSD-ului, dar mult schimbată, fiindcă, dragii mei, atunci PSD-ul va avea toată puterea. Dragii mei, nu dați toată puterea unui singur partid, care este un partid de stânga, neautentic, nereformat. Votați schimbarea în România și voi fi un președinte foarte bun pentru voi. Mulțumesc.